Miercuri este ultima zi când puteți depune declarația unică. Termenul de depunere a acesteia a fost deja prelungit, iar cine nu îl respectă riscă amenzi cuprinse între 50 și 500 de lei. Prin acest formular se declară după caz impozitul pe veniturile realizate din România sau și din străinătate în 2018, impozitul pe venitul estimat a se realiza în anul 2019 sau impozitul aferent normei de venit, precum și venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale în 2019 și după caz contribuțiile sociale datorate în anul fiscal 2018. De la 1 ianuarie, salariul minim brut pe economie a fost majorat, ceea ce înseamnă că nu sunteți obligați să depuneți declarația unică dacă suma obținută din veniturile extrasalariale nu depășește 24.960 de lei pe an. Dacă însă ați înregistrat câștiguri care depășesc această sumă, sunteți obligați să depuneți declarația unică. În România sunt aproximativ 960.000 de persoane care obțin venituri din activități independente. Declarația unică se poate depune prin serviciul Spațiul Privat Virtual sau poate fi transmis la ANAF prin intermediul serviciului Depunere Declarații, disponibil pe portalul e-guvernare.ro. De asemenea, declarația unică se poate transmite prin poștă sau se poate depune la sediul unităților fiscale.